Alta păi și cum vă deosebește? Măi, momentan... Adibas și Adrian. Adibas și Adrian. Și cum e? De când ai venit? O să fie super fain, foarte mișto. E mai relaxat un pic așa. Cum a fost la preselecții sau ce-au făcut băieții aici, nu știu cum se cheamă? Un fel de party, câte zile ați? Zi de bine. Nu, a fost vreo 10 zile preselecția, eu am ajuns o zi după. El trebuie să mai suporte o mic interval de acomodare cu personalul formației Vița de Vie și cu... Da, foarte bine. Da, dar acum fiind vorba de crearea unui nou material, trebuie să penetreze puțin psihicul nostru și să se emuleze după el, pentru că are de cântat pe un album nou, are de participat la un album practic nou. Primului album, nu? Este primul album cu formația Vița de Vie. Îl stric ciuplea deocamdată, adică strigăm pe numele de familie. Talmazan, impresara noastră, îl strigă pe el sau pe mine Adrian și noi sărim ca electrocutați amândoi în picioare. Era trupa ta preferată? Se poate spune și așa, adică de ce nu? Ceva nou cu tine prin viață, nu? Slăbesc. Mă chinui, adică să slăbesc. Slăbești că ești obosit, că sunt ții regim, că pe ce? Genul atrofiat, imobil, știi? Slăbesc că trebuie să slăbesc. Oricum o să vină vara și odată cu venirea verii vine și berea rece, știi? Atunci îmi propun să slăbesc până în iunie, ca din iunie-iulie să pot să mă bucur de plăcerile berii și ale verii. Sunetul mai tare să se audă peste tot, să se audă din mașină, dacă stai la spot. Poate sunetul mai tare dacă priste de copii, bate capul difuzoare, bate capul vecin. Suntem foarte, foarte prinși, de-aia și albumul mai trebuie să aștepte puțin. Că, ce sunteți prinși acum? Păi eu cu Adrian muncim la studio, suntem doi mici robi ai marilor butoane și ale marilor proiecte muzicale și de televiziune din România. Și suntem prinși 6-8 ore pe zi aici, ne mai ajută un băiat, Jean, salut Jeane, și îi dăm bătaie așa, mai avem determinat niște albume cu alte formații, care, mă rog, între noi fie vorba, poate să mai aștepte puțin, căci... Albumul vostru, ăsta e important acum. Trebuie să ne ocupăm de albumul nostru, Adrian Ciuplea. Adrian, l-am cunoscut, basistul care tocmai și-a plecat la cursuri. El trebuie să mai suporte o mic interval de acomodare. Este primul lui album cu formația Vița de Vie. Nu știu dacă am mai scos un album cu cineva. Am uitat să-l întreb. Dar mă rog, cum l-ați ales pe el? L-am ales pe el pentru că a fost cel mai potrivit om și cel mai bun instrumentist. Ce se modela și pe firea voastră, că voi îl cumpteți prieteni. De asta am început să spun, până la caracteriza, ca fiind cel mai potrivit om pentru formație. Nu e greu să crezi că tu ești eu, ci dorința mea e a ta, ta. Stinge lumina și aprinde-mă, rupe-n
plecați? Plecăm. Bine, drum bun. Să vă lăsăm, că aveți 3 minute. Aveți grijă, că e isterie și în oraș. Cum e în oraș, așa e la studio. Nu fi tristă dacă voi pleca.